Binecuvântează, Părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca. Să-mi fie mie după cuvântul tău, Părinte, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Din Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. Aceea a intrat Iisus într-un sat și l-au întâmpinat 10 bărbați leproși care stăteau departe și care au ridicat glasul și au zis: Iisuse, Învățătorule, fie-ți milă de noi! Și văzându-i, el le-a zis: duceți-vă și vă arătați preoților. Dar pe când ei se duceau, s-au curățit, iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors cu glas mare slăvind pe Dumnezeu și a căzut cu fața la pământ la picioarele lui Iisus, mulțumindu-i. Iar acela era samarinean și, răspunzând, Iisus a zis: oare nu 10 s-au curățit, dar cei 9 unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă să dea slavă lui Dumnezeu decât numai acesta, care este de alt neam. Apoi a zis: scoală-te și du-te, credința ta te-a mântuit. Și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și când Iisus mergea spre Ierusalim și trecea prin mijlocul Samariei și al Galilei, intrând într-un sat, l-au întâmpinat 10 bărbați de proști care stăteau departe și care au ridicat glasul și au zis: Iisuse, Învățătorule, fie-ți milă de noi! Și văzându-i, el le-a zis: duceți-vă și vă arătați preoților. Și în timp ce se duceau, s-au curățit. Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas mare și a căzut cu fața la picioarele lui, mulțumindu-i. Și acela era samarinean. Iar Iisus, răspunzând, a zis: oare nu 10 s-au curățit, dar cei 9 unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă, să dea slavă lui Dumnezeu, decât numai acesta care este de alt neam. Și i-a zis: scoală-te și du-te, credința ta te-a mântuit. Și fiind întrebat de farisei când va veni împărăția lui Dumnezeu, le-a răspuns și a zis: împărăția lui Dumnezeu nu vine în chip văzut.
Din Sfânta Evanghelie după Luca, din capitolul al 17-lea, de la versetul 11 până la versetul al 20-lea. Preacucence, Părinte Diacon, iubiți credincioși, în cuvântul Evangheliei de astăzi, Mântuitorul Iisus Hristos ne-a arătat cum a vindecat 10 oameni leproși, adică 10 oameni contaminați de o boală socotită în vremea aceea incurabilă. Lepra era o boală care, odată contaminat, omul nu putea să mai scape de ea. Mai ales pentru faptul că de la data contaminării trebuiau să treacă ani de zile până când erau vizibile efectele acestei boli. Puteau să treacă 7 până la 15 ani de când omul a luat boala și de-abia atunci se vedea că el este bolnav de lepră. Lepra este și astăzi o boală foarte cruntă, chiar dacă e tratabilă, adică poate să fie oprită într-un anumit stadiu, dar în vremea aceea îl făcea pe om să arate ca un schelet, practic. Toată carnea de pe oase se dezgolea, era consumată de această boală și omul umbla în bandaje învelit ca să nu îi sperie pe ceilalți și să nu se infecteze mai departe din mediul în care trăia. De aceea, încă în Vechiul Testament, existau prescripții foarte aspre pentru cei care se îmbolnăveau de lepră. Erau scoși din societate și trimiși să trăiască în afara cetății sau a locurilor locuite, și asta însemna să trăiască în preajma gunoaielor, pentru că acolo își găseau și existența, acolo puteau să găsească ceva de mâncare unde și îmbrăcăminte, unde ceilalți aruncau ce nu aveau ei nevoie. De cele mai multe ori erau abandonați de familiile lor și trăiau în comunități împreună cu alți leproși, în afara cetății, așa cum vă spuneam mai înainte. Mântuitorul mergea spre Ierusalim, spune în cuvântul Sfintei Evangheliei de astăzi, și trecea prin mijlocul Samariei și al Galilei, acolo unde a început să predice, așa cum am aflat dintr-o Evanghelie din duminica anterioară, duminica de după botezul Mântuitorului, și intrând într-un sat, l-au întâmpinat 10 bărbați leproși. Deci la intrarea în sat, l-au întâmpinat și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, Învățătorule, fie-ți milă de noi. Nu i-au cerut nimic altceva decât să îi fie milă de ei. Asta însemnând mai multe lucruri în același timp. Când cineva îți cere să-ți fie milă de el, cere ca să-l ajuți. Adică să îl ajuți în ceea ce el nu poate să se ajute pe sine. Dacă nu are ce să mănânce, să-i dai de mâncare, dacă nu are cu ce să se îmbrace, să-l îmbraci, dacă este într-o situație în care nu este ajutorat, să-l ajuți. Și asta era o regulă și în Vechiul Testament, că atunci când cineva îți cere milă, mila trebuia să o dai. Chiar dacă nu făceai altceva, altceva nu puteai să faci pentru el, mila ta trebuia să o arăți. Nu puteai să-i dai nimic, atunci cel puțin să nu-l fi jignit, să nu îi fi făcut ceva mai rău decât să-i facă situația mai grea decât îi era oricum. Și văzându-i, Iisus a zis: duceți-vă și vă arătați preoților. Așa a găsit de cuvință că face milă cu ei. Duceți-vă și vă arătați preoților. Și în timp ce se duceau, s-au curățit, spune în versetul 14 al Evangheliei după Luca, din capitolul 17. În timp ce mergeau, s-au curățit, pentru că au ascultat. Și mergând pe drum, s-au vindecat. Aceasta era mila pe care a arătat-o Mântuitorul Iisus Hristos față de ei. Așa este mila lui Dumnezeu față de noi, oameni. Atunci când ascultăm, primim milostenia Lui, mila Lui. Unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas mare. Și a căzut cu fața la picioarele lui Iisus și îi mulțumea. Și acela nu era chiar iudeu, ci era din Samaria, dintr-un ținut mai sălbăticit de regulile care le țineau cu strictețe iudeii. Și Mântuitorul s-a întrebat atunci, cu voce tare, zice: oare nu 10 s-au curățit?
Dar cei nouă, unde sunt? Adică cei care n-au venit, unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă, să dea slavă lui Dumnezeu, decât numai acesta care este de alt neam. Și a zis, scoală-te și du-te, credința ta te-a mântuit. Credința lui n-a fost numai atunci când a cerut lui Iisus să-i fie milă de el împreună cu ceilalți nouă, ci credința lui s-a arătat și după ce a primit mila lui Dumnezeu. De când acelorlalți nouă a fost doar atât cât au avut nevoie. Și când s-au văzut sănătoși, s-au dus să se bucure de bucurile vieții și au uitat, de fapt, să mulțumească. Mulțumirea este cel mai mare lucru pe care omul poate să-l ofere lui Dumnezeu. N-ai ce să-i ofere altceva. Spune la un moment dat Dumnezeu despre poporul ales, după ce a făcut atâtea minuni cu ei și mereu se rătăceau de la credință și se închinau la alți dumnezei, și spune acest popor nemulțumitor și rău. Adică leagă răutatea omului de lipsa lui de mulțumire. Și într-adevăr, mulțumirea este de fapt bandajul sau tămăduirea sufletului omenesc și prin mulțumire, prin recunoștință, omul se vindecă de toate bolile lui sufletești. Unul dintre mari scriitori, francez, spunea, Balzac, spunea așa, recunoștința este memoria inimii. Iar un englez spunea așa, zice, Dumnezeu ți-a dăruit 86.400 de secunde azi. Ai folosit vreuna pentru a spune mulțumesc? Deci din 86.400 de secunde cât are o zi, da? Ai folosit o secundă ca să spui mulțumesc? Că nu-ți trebuie mai mult decât să ai un gând de mulțumire decât o secundă. Iar unul dintre mari înțelepții ai vechimii, ai antichității, spunea așa, zice, este un înțelept acela care nu tânjește după ce nu are, ci se bucură și este recunoscător de ceea ce are. Un înțelept spunea, de asemenea, zice, fii recunoscător pentru tot ce ai și pentru tot ce vei avea mai mult. Dacă te concentrai pe ce, te concentrezi pe ceea ce nu ai, nu vei avea niciodată suficient. Niciodată nu ai destul dacă tu ești concentrat pe ceea ce nu ai. Concentrează-te pe ceea ce ai și mulțumește pentru asta, fii recunoscător. Sau Dennis Wheatley spunea așa, zice, nu putem călători spre fericire și nu putem poseda, nu putem câștiga sau nu putem purta sau consuma. Fericirea este experiența sufletească de a trăi fiecare clipa cu iubire, grație și recunoștință față de Dumnezeu și față de semeni. Dacă n-ai recunoștință, nicio bucurie nu poți să ai. Cel ce nu este recunoscător este un om care trăiește în întuneric, în tristețe, în supărare, în mâhnire, în nemulțumire. Pentru că asta și înseamnă, nemulțumirea este nerecunoștință, de fapt. Lipsa de mulțumire. Nu ești mulțumit și atunci nu poți să mulțumești. Nu poți să spui mulțumesc. Nu poți să spui un cuvânt de recunoștință pentru că tu nu ești mulțumit. Nu ți-ai găsit împlinirea ta și probabil că o ai această nemulțumire din faptul că vrei să cuprinzi mult mai mult decât îți este ție posibil. Dar nu sunt vinovați ceilalți și nici Dumnezeu nu este vinovat pentru aceasta. Dacă vrei să-ți transformi viața, spunea un alt înțelept, încearcă să fii recunoscător mereu. Vei avea o viață complet nouă. Și acesta este un, să spun așa, un înțelept laic, nu este unul din biserică. Vă spun aceste cuvinte de la oameni care au experimentat nevoia recunoștinței din experiențele vieții lor practice, în primul rând, și după aceea din credință. Sau spunea un alt înțelept anonim, zicea așa, fericit este cel ce nu așteaptă recunoștința. Acela nu avea nicio dezamăgire. Adică, reversul, când de multe ori ești nemulțumit și nerecunoscător pentru că tu însuți aștepți să ți se mulțumească și să fie ceilalți recunoscători față de tine. Și este greșit acest lucru. Nu aștepta recunoștință, nu aștepta mulțumire. Recunoștința este atunci când amintirile sunt păstrate în inimă și nu în minte, spunea un alt scriitor englez.
când le păstrezi în inimă amintirile și nu în minte. În minte, dacă le păstrezi, acolo ele devin raționale, lucrurile. Și întotdeauna simți nevoia să fii recompensat. Dacă le păstrezi în inimă, atunci simți, de fapt, darul lui Dumnezeu prin toate faptele bune pe care le-ai făcut și nu aștepți de la nimeni mulțumire, dar în același timp îți vine ție să mulțumești pentru tot și pentru toate. Să ne ridicăm și să fim recunoscători, spunea un înțelept indian, pentru că dacă nu am învățat multe lucruri astăzi, măcar am învățat puține. Iar dacă nu am învățat nici puține, măcar nu ne-am îmbolnăvit. Iar dacă ne-am îmbolnăvit, măcar nu am murit. Așa că haideți să fim cu toții recunoscători. Deci încercați să se bucure acest înțelept de ceea ce are. Pentru că acesta este, de fapt, și secretul mulțumirii și din mulțumire recunoștința. Un altul spunea, în viața noastră de zi cu zi, trebuie să ne dăm seama că nu fericirea ne face recunoscători, ci recunoștința ne face fericiți. Deci nu fericirea te face pe tine să fii recunoscător. Vedeți? Cei nouă, în afară de cel care s-a întors, au fost fericiți că au devenit sănătoși, au scăpat de lepră. Și asta nu i-a făcut să fie recunoscători. Dar recunoștința pe care a arătat-o acela unul care s-a întors, l-a făcut să fie fericit. Și așa și spun ceea ce primim prin Sfânta Tradiție despre cei 10 leproși, se spune că cei 9 care nu s-au întors s-au îmbolnăvit din nou. Și nu s-au putut bucura de sănătatea lor și de mila lui Dumnezeu, pentru că n-au știut să mulțumească. În acatiste găsim la un moment dat o frază care se cântă, o strofă, în care se spune despre cei care au fost, nu s-au închinat lui Dumnezeu și nu i-au mulțumit, că n-au știut să cânte lui Dumnezeu Aliluia. Adică n-au știut să-i mulțumească lui Dumnezeu, să-i dea slavă lui Dumnezeu pentru binefacerile care le-a revărsat asupra lor. Tot înțeleptul Seneca spunea, zice, nimic nu este mai onorabil decât o inimă recunoscătoare. Este cel mai onorabil lucru pe care omul poate să-l arate. Iar Nicolae Iorga zicea, recunoștința este înainte de toate o datorie către tine însuți. Dacă nu te respecti pe tine, nu ești în stare să fii recunoscător. A spune mulțumesc, spune altcineva, înseamnă mai mult decât doar bune maniere. Înseamnă o bună spiritualitate. Și sigur că aici, în mediul german, ne-am învățat cu acest danke schön imediat, care se spune după fiecare gest, să spun așa, pe care îl faci către cineva, imediat se spune danke schön și tu ești obligat să spui bitte schön. Nu? Se spune cam automat. Dar și automatismul ăsta, să știți că lucrează până la urmă și am discutat cu unii care s-au reîntors în țară și au spus că le lipsește acest mulțumesc. După ce i-ai făcut cuiva un lucru bun. Le lipsește acest lucru. Și am zis, cum așa? Păi noi suntem creștini de 2000 de ani. Nu știm să spunem mulțumesc? Și se vede că nu știm. Pentru că mulțumesc începe aici, în fața Sfântului Altar. Liturghia nu este altceva decât un mulțumesc. Asta însemnează Euharistie. În grecește, Euharisto înseamnă mulțumesc. Și de acolo vine cuvântul Euharistie. Noi spunem împărtășanie. Nu împărtășanie Euharistie, este mulțumire. Pentru că prin faptul că tu te pregătești și vii să te împărtășești, ai mulțumit lui Dumnezeu pentru toate. Pentru toate. Cu un singur gest. Secunda aia din 86.400 de secunde cât are ziua, nu? Secunda aia în care ai spus tu, mulțumesc lui Dumnezeu. Acest mulțumesc te transformă și te face pe tine să fii fericit. Pentru că fericirea din asta vine, așa cum spunea atât de frumos, că nu te face fericirea recunoscător, și recunoștința te face fericit. Recunoștința, spunea un alt scriitor contemporan, recunoștința este cheia unei vieți fericite pe care o ținem în mâinile noastre. Pentru că dacă nu suntem recunoscători, atunci, indiferent cât de mult am avea, nu vom fi fericiți. Deoarece întotdeauna vom dori să avem altceva sau ceva mai bun. Și tot nemulțumiți suntem. Recunoștința este cea mai umilă dintre virtuți, spunea un alt înțelept. Iar nerecunoștința cel mai rău viciu. Socotea cel mai rău viciu
nerecunoștința, dincolo de orice alt viciu pe care îl are omul. Cine mulțumește, spune un proverb estonian, pentru puțin nu va mulțumi, cine nu mulțumește pentru puțin, nu va mulțumi nici pentru mult. Iar cel ce mulțumește pentru puțin, sigur că va mulțumi și pentru mult, se subînțelege acest lucru. Doar câteva cuvinte înțelepte care le-am cules din lume, ca să vedeți că mulți dintre cei înțelepți au descoperit recunoștința și sensul și rostul recunoștinței și lucrarea ei binefăcătoare în viața omului. Din statisticile medicale contemporane, reiese că cei care sunt neiertători și nemulțumitori sunt bolnavi de tot felul de boli. Și unele dintre ele chiar incurabile. Și unele dintre sperietorile secolului, bolile cele mai grave, se datorează acestor stări de suflet pe care omul le are, de mâhnire și de nemulțumire. Omul nemulțumitor, omul care este tot timpul neîmpăcat cu ceea ce fac ceilalți și poate că nu e împăcat nici cu ceea ce face el până la urmă. Și în felul acesta, el își consumă viața otrăvindu-se pe sine și negăsind nicio sursă prin care să poată să spele toată greutatea și povara pe care o poartă în sufletul lui. Recunoștința este cea mai frumoasă virtute pe care omul poate să o practice. Prin recunoștință, tot ceea ce faci, mulțumești lui Dumnezeu. De ce spunem noi, de exemplu, atunci când facem pomenire și dăm pentru cei morți, spunem să fie primit. Ce să fie primit? Ce să fie primit? Păi, jertfa mea, recunoștința mea să fie primită. Să fie primită și folosită pentru cel adormit pe care l-am pomenit. Asta este. Nu e altceva. Deci recunoștința mea, nu altceva. Că Dumnezeu nu are nevoie nici de colivă, nici de colaci, nici de lumânări. Nu are nevoie, nu mănâncă Dumnezeu așa ceva. Ci noi ne arătăm gestul de recunoștință prin ceea ce am făcut și prin jertfa pe care noi o aducem înaintea lui Dumnezeu. Sfânta Liturghie este, cum spuneam, recunoștința prin excelență pe care o are Biserica vie și prin care noi primim cu adevărat răsplată de la Dumnezeu sau fericirea în schimbul recunoștinței pe care o arătăm. Recunoștință prin mulțumire. Cum spunem când aducem darurile înainte de a fi ele prefăcute, transformate din pâine în trupul lui Hristos și din vin în sângele Mântuitorului, spunem ale tale dintr-o ale tale. Ție ți aducem de toate și pentru toate. Deci de toate, tot, din tot ar trebui să aducem lui Dumnezeu. În vechime exista o rânduială din tot ceea ce omul primea prin munca lui pe care o făcea, o parte o punea pentru Dumnezeu, într-o formă sau în alta. Pentru cei săraci, de pildă, era anul jubiliar la evrei al 7-lea an, când nu culegeau nimic de pe câmp și închinau lui Dumnezeu. Lucrau câmpul, deci nu ziceau că anul ăsta nu o să culeg, nici nu semăn. Semănau, dar nu culegeau. Și era an jubiliar, adică de mulțumire lui Dumnezeu pentru ceilalți 6 ani în care au putut să culeagă și Dumnezeu le-a dăruit roadă bogată. Apoi tot al 50-lea an era așa, la 100 de ani era jubileul jubileului, să spun așa. Deci erau ani jubiliari pe care știau să, cei vechi să îi socotească și să mulțumească lui Dumnezeu în mod special. În rânduiele bisericii noastre există asemenea lucruri. De pildă, la împlinirea 25 de ani de la cununie. Câți dintre cei care au făcut 25 de ani au venit în biserică să spună mulțumesc ție, Doamne. Am avut, să zic așa, și bucuria și surprinderea să vină oameni care nu prea aveau de-a face cu biserica să spună Părinte, noi am făcut 25 de ani de la cununie și nu știu, așa simțim nevoia să mulțumim lui Dumnezeu pentru anii pe care i-am petrecut împreună până acum și să cerem o binecuvântare. Sigur că am fost surprins de acest lucru cu oameni care nu veneau la biserică și care de atunci încolo sunt sigur că au descoperit și această lucrare de mulțumire a lui Dumnezeu, în slujbele din biserică cu participarea ta fizică și sufletească la sfintele slujbe. Asta este mulțumirea care aducem lui Dumnezeu. Și o milostenie pe care o faci și spui ale tale, Doamne, dintr-o ale tale. Deci dau din ceea ce e al tău, nu dau din ceea ce este al meu, că eu n-am nimic. Am venit cu mâinile goale și cu mâinile goale plec de aici. Deci, dacă dau ceva,
dau din ale tale și atunci trebuie să-mi aduc aminte de tine, că de la tine dau. Un părinte din pustiu zice că făcea lucruri minunate prin rugăciunile lui și veneau la el foarte, foarte mulți oameni bogați să-i aducă daruri și să îi mulțumească pentru acest lucru. Și nu vrea să primească și spunea că de ce să primesc eu așa? Păi zice, ca să faceți milostenie. Păi zice, nu-i milostenia mea dacă fac din darurile voastre. Faceți voi milostenie cu mâna voastră. Ce aia este milostenia pe care o puteți voi face. Și nu vrea să primească. Un altul zice că a primit. Și din darurile multe pe care le-a primit, a construit o mănăstire mare și și-a pierdut toată liniștea care a avut-o înainte. Pentru că el, trăind atunci în pustiu, primea pe cine vroia când vroia, când putea să simțea în stare să-l ajute, când nu, el stătea în pustiu și nu-l mai găseau și se rugau Dumnezeu mai departe să-i dea darul, dar făcând mănăstirea, acolo îl găseau toți. Și și-a pierdut toată liniștea și nu știa acum cum să iasă din încurcătura aceasta, pentru că pentru minunile care le-a făcut, el a uitat să mulțumească lui Dumnezeu și și-a adus aminte ce de asta mi s-a întâmplat mie asta. Am socotit că mi se datorează mie lucrurile acestea, care, minunile care se întâmplau și am socotit că e bine meritat darul care îl primesc și eu am vrut să mulțumesc lui Dumnezeu făcând o mănăstire, dar în realitate am vrut să-i mulțumesc pe oameni, nu pe Dumnezeu. Și mulțumindu-i pe oameni, au pierdut darul. Deci mulțumirea trebuie să o aducem lui Dumnezeu și în tot ceea ce facem și pentru copiii pe care îi avem. Păi cum să-i mulțumești Dumnezeu pentru copii? Crescându-i așa cum așteaptă Dumnezeu. Deci dacă ți-a încredințat, ți-a încredințat nu ca să-i lași de capul lor. Și să spui, îi cresc ei, că doar dacă Dumnezeu mi-a dat, ei și crește. Nu-i chiar așa. Ți-a dat ție, că dacă îi creștea el, nu-i vedeai tu. Îi creștea el, știa unde să-i crească. Ți-a dat ție să-i crești, vezi cum îi crești. Că din mâna ta, mai ales din mâna mamei, se cere mult. Foarte mult se cere. Se cere viața copilului așa cum ai primit-o. Și ai primit-o curată. Curată trebuie să o dai înapoi. Cum faci? Aici este recunoștința. Asta e recunoștința adevărată. Că în rest, fac odată milostenie, odată nu fac, odată mulțumesc Dumnezeu, fac un dar la biserică, fac... Mi-arăt recunoștința, dar oare e deplină recunoștința în forma asta? Păi nu e deplină. Pentru că recunoștința este nu din minte, ci din inimă. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului. Amin.